Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou super episod cu transferuri. A trecut doar o săptămână de când am postat ultimul clip și deja avem 15 transferuri confirmate, dar 10 dintre ele mi se par absolut incredibile și totodată neașteptate, aș spune, pentru această perioadă de mercato. Haideți să respectăm tradiția acolo cu 4000 de like-uri forță pentru a treia oară. Știu că puteți, toată lumea like puternic în acest moment pentru un nou episod săptămâna viitoare și un nou clip cu fotbal, atât vă zic. Nu uitați și de butonul de subscribe, ne apropiem ușor de cei 150.000 de abonați și haideți să nu mai stăm la discuții, deoarece tricoul ăsta a avut de suferit săptămâna asta. Haideți să vedem transferurile săptămânii. Așa cum vă povesteam, Manchester United pierde un atacant și Anthony Martial se transferă nu în campionatul Franței, așa cum foarte mulți ziceau în urmă cu un sezon, ci în Spania, la Sevilla, și acest card de 81, viitor card în următoarele zile și în FIFA 22, seamănă foarte mult cu Ben Yedder din vremea când juca la Sevilla. Într-adevăr, francezii s-au descurcat destul de bine la echipa din Spania, să nu uităm și de Koundé, plus mulți alții, și haideți să vedem cum se va descurca în această jumătate a sezonului, deoarece contractul este doar pe 6 luni sub formă de împrumut. Anthony Martial, în vârstă de 26 de ani, posibil în vară să se transfere definitiv și să înceapă o nouă aventură în campionatul Spaniei. Rămânem tot la cei de la Manchester United, dar de data aceasta vorbim despre un fost jucător al acestora. Nani nu se retrage din MLS, ci revine în campionatul Europei la 35 de ani, direct în Serie A la Veneția, pentru a-i ajuta să nu retrogradeze în acest sezon. Într-adevăr, este o lovitură de imagine din partea celor din Veneția. El deja a debutat pentru această echipă și semnează un contract pe un an și 6 luni. Cel mai probabil aceasta va fi ultima lui echipă și haideți să vedem la 35 de ani câte goluri mai poate marca Nani într-un campionat destul de tare. Și de apreciat că acesta a luat exemplu prietenului lui Cristiano Ronaldo și își menține acolo fizicul puternic, așadar eu zic că mai poate juca lejer un an și jumătate. După două veniri în ofensiva celor de la Marseille, iată că vine momentul și pentru o plecare. Argentinianul Benedetto, după ce a fost împrumutat în urmă cu un sezon, se transferă definitiv de data aceasta pe 3 milioane de euro în campionatul țării sale, Argentina, la cea mai consacrată echipă Boca Juniors. Acesta a reușit să marcheze doar 16 goluri în 64 de meciuri pentru cei de la Marseille și cea mai bună perioadă din cariera acestuia a fost între anii 2016-2019, culmea tot la Boca Juniors, unde reușea să marcheze 46 de goluri în 54 de meciuri, un număr incredibil pentru un atacant, așadar putem spune că el se reîntoarce acasă. După ce în urmă cu 5 ani, odată cu transferul de la Ajax Amsterdam la Napoli, Amin Younes era supranumit nou Ozil, iată că acesta, la doar 28 de ani, pleacă de la Napoli și se transferă în Arabia Saudită. Așadar, un alt caz, banii, fraților, banii fac diferența. Și nu uitați că acest jucător a jucat pentru toate naționalele de tineret ale Germaniei, mai mult de atât și pentru naționala de seniori, așadar un jucător cu un potențial foarte mare, renunță, ca să zic așa, să progreseze în cariera lui de fotbalist profesionist și semnează un contract pe 2 ani și 6 luni cu această echipă, iar suma de transfer este gratis, având în vedere că acesta urma să fie liber de contract. Iată că a venit momentul, băieți, să vorbim despre un transfer trist din această perioadă de mercato. Robinho, fosta legendă a celor de la Real Madrid și AC Milan, calcă strâmb și urmează să-și petreacă următorii 9 ani în închisoare. Un jucător pe care eu l-am admirat foarte mult și nu luați un asemenea exemplu, așa nu, băieți. Haideți să-l comparăm cu Zlatan Ibrahimović, care la 40 de ani încă joacă într-un campionat destul de tare și la o echipă de renume, dar acesta se ține de prostii și cel mai probabil nu o să mai revină niciodată ca fotbalist profesionist. Fiți sincer, frățiorilor, câți dintre voi vi-l amintiți pe Mangala din FIFA 15 și FIFA 16, în perioada când juca la Manchester City și avea un pace destul de mare, de 77 dacă mi-amintesc bine? Iată că acesta a rămas liber de contract în această iarnă după ce a jucat la Valencia și se întoarce și el în țara lui natală, la Saint-Étienne, o echipă care nu se află într-o formă foarte bună, așadar poate să-i ajute. Din păcate, acum are doar un card silver la 30 de ani, dar în aceste 6 luni poate demonstra
că încă mai poate juca la un nivel înalt și să-i ajute, de ce nu, pe cei de la Saint-Étienne să scape de retrogradare. Jérémy Boga are o poveste destul de interesantă. Fotbalistul s-a născut în Franța și și-a petrecut junioratul la Marseille, dar în anul 2009, la îndrumarea lui Didier Drogba, el a fost transferat la Chelsea Londra, unde a stat 9 ani, dar a jucat doar un singur meci pentru echipa mare. Ulterior, a fost împrumutat la diverse echipe, iar în anul 2018 a fost transferat definitiv la Sassuolo și iată că acum face un pas destul de important în cariera lui, deoarece se transferă la o echipă mai bună decât Sassuolo, Atalanta, cu o obligație de transfer definitivă de 22 de milioane de euro. Acum este timpul pentru el să demonstreze și dacă o va face, cel mai probabil îl vom revedea în Premier League în sezoanele următoare. Ia zici, coșmarul meu din sezonul de FIFA 21 cu acel card verde de 92 care împica în toate pachetele, el pleacă de la Lille și se transferă în campionatul Rusiei la CSKA Moscova. Într-adevăr, un transfer așteptat, aș spune, după ce în 65 de meciuri el a reușit să marcheze doar 9 goluri, pe când fostului coleg de la Lille, David, a reușit să marcheze 25 de goluri în 55 de meciuri. Era clar că Yazici urma să plece, el nu se transferă momentan definitiv, dar în acest împrumut este și opțiune de transfer definitivă de 12 milioane de euro. La 24 de ani, un fotbalist tânăr are șansa să-și relanseze cariera la echipa din Rusia și poate în viitor să se transfere din nou la o echipă mai bună. Jucătorul vizat de peste 5 mari echipe din Europa și cel mai important transfer din această perioadă de mercato, Vlahović, nu se duce la Arsenal Londra după ce toată lumea îl vedea ca și transferat. Ei bine, Juventus pune o ofertă mult mai bună pe masă și îl transferă definitiv pe un contract de 5 ani și 6 luni, viitorul Kylian Mbappé sau noul Kylian Mbappé, așa cum este supranumit în presa din Italia. Iată că nu părăsește campionatul și vrea să demonstreze că poate să-i calce pe urme lui Cristiano Ronaldo la Juventus Torino și haideți să recunoaștem, Juventus avea nevoie de un atacant de careu acolo după plecarea lui Ronaldo și suma nu este deloc mică, 75 de milioane de euro plătește Juventus pentru a-l transfera pe acest nou superstar și deja îmi imaginez cum o să fie la debutul lui, poate chiar săptămâna asta sau săptămâna viitoare, având în vedere că el deja a făcut vizită medicală și oficial este noul jucător al celor de la Juventus Torino. Și bombele nu se opresc aici, băieți, un alt super transfer din ultimele 48 de ore este cel al lui Adama Traore. După ce presa din Anglia îl vedea ca și transferat la Tottenham, ei bine, Barcelona îl transferă sub formă de împrumut pentru 6 luni, cu opțiune de transfer definitivă pentru 30 de milioane de euro. Adama Traore se reîntoarce la echipa care l-a crescut, Barcelona, și dacă până acum echipa catalană tot suferea din cauza accidentărilor lui Dembele, ei bine, Adama nu este un jucător care se accidentează destul de ușor, mai mult el îi accidentează pe alții, de-abia aștept să-l văd jucând și gândiți-vă ce echipă frumoasă își construiește ușor-ușor Barcelona, majoritatea fiind jucători spanioli. Iată că a venit momentul să vorbim despre prima retragere din această iarnă. În fiecare perioadă de transferuri trebuie să vorbim și despre asemenea momente. Acum este rândul lui Vermaelen, fostul jucător al celor de la Barcelona, care la 36 de ani își pune ghetele în cui, fostul colega lui Iniesta, atât la Barcelona, cât și la echipa pentru care evolua acum, își ia la revedere de la lumea fotbalului mare și cel mai probabil, la fel ca și colegului de națională Company, va începe o nouă carieră ca antrenor al unei echipe. Noi urăm mult succes și de ce nu să-l revedem la Barcelona pe post de antrenor. După o vară cu foarte multe transferuri, Paris Saint-Germain face primul transfer și din această iarnă, dar vorbind despre o plecare, portarul lui Rico i-ar fi fost destul de greu să se lupte pentru postul de titular cu Donnarumma și cu Navas și pleacă sub formă de împrumut pentru o perioadă de 6 luni în campionatul Spaniei, în țara sa natală, unde mai mult ca sigur are șanse mult mai mari să joace ca titular. Ronaldo se transferă oficial în această iarnă, dar nu Cristiano Ronaldo, ci Ronaldo de Aconu, care conform DigiSport pleacă de la Gazmetan Mediaș și se transferă la Faro Constanța. Momentan nu avem prea multe detalii legate de acest contract, deoarece vorbim despre un transfer foarte recent, el urmând să facă vizita medicală chiar astăzi, așadar cel mai probabil va fi prezentat oficial în următoarele zile. Dacă nu se întâmplă ceva, cum
s-a întâmplat și la Budescu, când trebuia să semneze cu sepsii și până la urmă a plecat la voluntari. De aceea am pus 99% șanse, dar conform DigiSport, așa cum am mai zis, vorbim despre un transfer 100% confirmat și haideți să vedem câte goluri va marca Ronaldo de Aconu pentru Farul Constanța de la distanță, specialitatea casei. Așa cum v-am zis, săptămâna asta avem doar transferuri tari, continuăm cu un alt transfer bombă din Serie A, dintre două echipe din interiorul campionatului, de data aceasta Atalanta și Inter Milano. Gosens este protagonistul acestui transfer, dar nu ca și în cazul lui Vlahovic, nu vorbim despre un transfer definitiv, ci despre un împrumut pe o perioadă de 6 luni, așa cum ne-am obișnuit, și noi jucătorii de FIFA așteptăm din partea lui carduri speciale pentru a-l utiliza, mai ales că este un mijlocaș care joacă foarte bine, atât pe partea ofensivă, cât și pe cea defensivă. Și aici de la Newcastle United demonstrează în continuare că sunt cei mai bogați patroni din toată lumea fotbalului și mai cheltuiesc încă 40 de milioane de euro pentru un alt transfer. De data aceasta, Bruno Guimaraes pleacă de la Lyon, brazilianul în vârstă de 24 de ani semnează un contract pe 3 ani și 6 luni cu echipa din Premier League, care clar, eu zic că nu se va opri aici cu transferurile, deja vorbim de peste 150 de milioane de euro cheltuiți pe transferuri doar în această iarnă și eu mai prevăd încă minim 3 super transferuri în această perioadă. Până să-l transfere pe Erling Haaland, pe care și-l doresc foarte mult, Manchester City transferă un atacant din campionatul Argentinei, viitorul Kun Aguero va avea o misiune destul de grea la doar 21 de ani să joace într-un campionat destul de tare, Premier League. El semnează un contract pe 5 ani și 6 luni și Alvarez este un atacant cu viteză foarte mare, chiar dacă în FIFA are doar 84 pace, are dribbling, are shooting și haideți să vedem dacă au meritat cele 18 milioane de euro și câte goluri va marca el pentru Manchester City. Naționala României de fotbal are un nou antrenor, Edi Iordănescu, câștigă bătălia cu Bologna și cu Adi Mutu și semnează un contract pe 2 ani cu cei de la FRF. Știm cu toții că majoritatea antrenorilor nu au rezistat toată perioada contractului, așadar va fi destul de greu pentru el să reziste. În orice caz, noi suporterii îi urăm mult succes și hai România! Tot cu șanse foarte mari este și următorul transfer, tot 75%, pentru mijlocașul Kessié să plece de la AC Milan și să semneze cu Barcelona, așadar Barcelona este pusă pe fapte mari. Dacă această mutare se va efectua, va fi din vară, deoarece Kessié atunci va fi liber de contract, iar suma de transfer nu va exista și nu mi-amintesc ca Barcelona să aibă un asemenea mijlocaș puternic, box-to-box, mai mult a avut mijlocaș de creație, precum Iniesta sau Xavi, dar aici mă puteți ajuta voi în comentarii și bineînțeles aștept și părerea voastră, mai ales a fanilor Barcelonei, legată de acest potențial transfer care din punctul meu de vedere va fi 100% benefic pentru Barcelona. Iar zvonul săptămânii vine de la Manchester United, acolo unde Cristiano Ronaldo nu se mai simte la fel de bine ca în momentul când s-a transferat, odată cu schimbarea antrenorului și totodată cu presiunile făcute de mama sa să se reîntoarcă la Sporting Lisabona, acesta se gândește serios dacă să facă acest pas sau nu. Bineînțeles, dacă acest transfer se va efectua va fi din vară și mai mult de atât, mama lui i-a făcut cadou de Crăciun o punguliță cu un produs de la Sporting Lisabona, de la clubul oficial. Sunt semne din mai multe părți că Ronaldo se va reîntoarce în țara lui natală, acolo de unde a plecat, în lumea mare a fotbalului. Eu sincer vă zic, ca fan Manchester United, m-aș bucura ca Ronaldo să facă acest pas și să se retragă de la Sporting Lisabona, de ce nu? Dar aici aștept și părerea voastră în comentarii, dacă voi credeți că Ronaldo se va retrage de la Manchester United sau de la echipa de unde a pornit. Așadar, dragi prieteni, aici se termine episodul cu transferul din această săptămână, cel mai tare de până acum, așadar vreau să vă susținerea voastră cu cât mai multe like-uri. Nu uitați și de butonul de subscribe, eu vă mulțumesc din suflet, până data viitoare, eu am fost Tudor și v-am pupat! Pa, pa!